Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și e o onoare să fiu la Energy Strategy Summit anul acesta, alături de dumneavoastră și de industria energetică a României. Mai ales că este un moment foarte entuziasmant pentru compania Nuclearelectrica și proiectele în care trecem și creștem. După cum știți foarte bine, dezideratul nostru este să generăm energie curată la standarde de excelență și ne vedem ca fiind un pilon de bază în viitorul energetic al României. După cum știți foarte bine, țintele României de reducerea emisiilor de carbon sunt destul de ambițioase, având în vedere noul plan integrat de energie și schimbări climatice, comensurat cu dezideratul de securitate energetică, pe care noi mereu l-am promovat și l-am susținut ca industrie. O să reiterez o parte din acele obiective și eu aș vrea să vă prezint cât de curând cum reușim noi să ne încadrăm în acel model și să susținem acest plan. România și-a asumat reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55% până în 2030, și o reducere a dependenței de importuri de la 20,85% la 17,8% până în 2030. Acest lucru se întâmplă în paralel, mai avem câteva elemente destul de importante pe care noi le-am văzut în Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice, și anume închiderea capacităților de cărbune pe care le vedem până în 2032 asumate în PNRR, până la 4,59 de gigawați electric de energie generată pe bază de cărbuni, care ar trebui să fie închisă și înlocuită cu noi capacități. Creșterea regenerabililor, vedem o țintă de 34% până în 2030, și hidrogen, conform Uniunii Europene, hidrogenul din mixul energetic va crește de la 2% la 14% până în 2050. Este absolut normal ca, având în vedere aceste deziderate, ca energia din surse nucleare să crească. De ce? Pentru că energia din surse nucleare, cea din capacități mari, cum este proiectul unităților 3 și 4, poate da un baseload foarte bun în sistemul energetic curat, cu zero emisii de carbon, dar și unitățile de tip small modular reactors pot asista în echilibrare, în creșterea procentajului de regenerabile în sistem și totodată sunt suficient de flexibile și modularizate că să poată să înlocuiască fizic anumite capacități de cărbune, cum este termocentrala de la Doicești, proiect pe care l-am anunțat recent. Nu în ultimul rând, energia nucleară, mai ales cea din surse candu, dar se pare că și pentru SMR-uri sunt foarte multe tehnologii dezvoltate, pot avea o eficiență foarte mare, una dintre cele mai mari eficiențe și randamente în producția de hidrogen. Așadar, este un mod foarte bun de a răspunde la toate aceste nevoi ale sistemului energetic românesc, dat de noul plan de decarbonare. O să fac o mică aducerea aminte a ceea ce înseamnă energia nucleară în România astăzi. Ea aduce aproximativ, până în momentul de față, în ultimii 25 de ani de operare, a produs reducerea emisiilor de dioxid de carbon în România cu aproximativ 200 de milioane de tone. Anual, cam 10 milioane de tone sunt economisite prin funcționarea celor două unități de la Cernavodă. Vorbim de un procent de 18 și 2, între 18 și 20% în medie de energie produsă care este livrată din sistem. Acum place bine să spun, unul din 5 becuri este alimentată de centrala de la Cernavodă. Iar asta înseamnă o treime din energia curată, aproximativ 11.000 de locuri de muncă în centrală și în orizontală, și o contribuție anuală a PIB-ului, la PIB-ul național, de 590 de milioane de euro, care este similar cu tot necesarul cu bugetul necesar repararea tuturor spitalelor din țară, conform ultimelor solicitări care au fost înregistrate în cererile guvernamentale.
Nuclearelectrica, o să revizuiesc foarte puțin proiectele pe care, principalele proiecte pe care noi le promovăm în momentul de față, pentru asigurarea securității energetice în cadrul parteneriatului Nord-Atlantic. Și după aia o să vă fac un scurt update unde stăm cu fiecare dintre. Pentru că cred că aici este principalul dezitat și principalul interes al discuțiilor pe care noi le avem astăzi. Proiectul retehnologizării unității 1. Unitatea 1 se apropie de finalul său, al finalul duratei sale de viață. Motiv pentru care trebuie să o retehnologizăm înseamnă jumătate din costul construcției unei noi centrale care îți mai dă un ciclu de viață. Centralele nucleare retehnologizate produc cea mai ieftină energie fără emisii de carbon din toate cele care există conform studiilor Agenției Internaționale pentru Energie. Avem proiectul unităților 3 și 4 la Cernavodă, vorbim de două noi unități scandu după 2031, care vor funcționa pe același amplasament, utilizând aceeași tehnologie pe care o cunoaștem foarte bine. E un proiect brownfield, care utilizează structuri existente, dar și materiale nucleare existente, care practic reprezintă deja o investiție făcută a statului român în aceste proiecte și ele trebuie duse mai departe și încheiate. Bineînțeles, ele îți dau o sinergie foarte bună în sistemul energetic, pe amplasament, atât din perspectiva operării, sinergii de mentenanță și poate eficientiza foarte bine fluxul de producție energetic în cadrul amplasamentului CNE Cernavodă, odată ce ele sunt încheiate. Dezvoltarea de Small Modular Reactors, parteneriatul cu tehnologia NuScale, ne uităm să identificăm noi amplasamente, am identificat nou amplasament de la Doicești, pentru a face un proiect de 462 de MW, 6 module, fiecare 77 de MW, posibil comensurat și cu energie regenerabilă, cuplat cu energie regenerabilă într-un parc energetic complex multitehnologic. Și nu în ultimul rând, ca să putem să susținem toate aceste proiecte, avem nevoie de o bază și un ciclu nuclear integrat. Aici vorbim de fabrica de prelucrare a concentratelor de uraniu, Căldioara, o sucursală care se află 100% în proprietatea Nuclearelectrica, în paralel cu licența minei Tulgeș prin Țiești, această licență care a trebuit să abordăm cât de curând o strategie pentru deschiderea sa. Proiecte secundare care au mai fost menționate, bineînțeles, și care merg înainte, este vorba de instalația de detritiere, cât și proiectul izotopilor, COBA-60, și analizăm și posibil alți izotopi. Lucru care începe să prindă contur și probabil că vom vedea și în cursul anului acesta vom determina în mod final ce tip și în ce mod mergem mai departe. Cu privire la retehnologizarea unității 1, proiectul a început în 2018, a trecut în faza 1, s-a luat decizia finală de investiție în februarie 2023. Am angajat peste 100 de ingineri în 2021 pentru a fi pregătiți în vederea proiectului de tehnologizării. Faza a doua constă în contractarea și implementarea proiectului, inginerie, procurare, contract EPC, autorizare, opinie, comisie și așa mai departe. Am depus deja pentru notificarea conform articolului 41 la Euratom în această primăvară și am început contractarea primului contract de pre-inginerie, inginerie elementelor cu ciclu lung de fabricare, plus am început procesul de due diligence cu US Exim și EDC în vederea atragerilor împrumuturilor necesare și urmăm următoarele contracte care sunt necesare proiectului de tehnologizare și implementarea sale în timp util. Faza a treia a proiectului se derulează între finalul anului 2026 și începutul anului 2029, când efectiv închidem centrala.
intrăm în ea, o retehnologizăm și după aia o punem, o punem din nou în funcțiune. Lucrurile merg în grafic. Acum încep primele contracte. Este un timp foarte entuziasmant pentru noi toți. Și bineînțeles că și aici ne uităm și evaluăm contribuția inclusiv a industriei românești, care noi pentru toate proiectele avem un deziderat de a menține un procent de 30 până la 40% în total proiect. Aici va fi un challenge bun pentru a resuscita, atrage capacitățile din România și să le pregătim pentru proiectele acestea mari și sperăm că o să fie un răspuns și un interes foarte mare în participări în acest sens. Domnule Cosmin Ghiță, nuclearul este una dintre zonele pe care le-am amintit încă de la bun început când am construit acest summit ca fiind cele de maxim potențial, alături de oil and gas cu Marea Neagră, regenerabile cu vânt și solar, baterii. Acum, pe zona de nuclear, împreună cu hidrogen, pare că nuclearelectrica este foarte bine plasată. Dați-ne, vă rog, două, trei indicii în legătură cu care este impactul pe orizontală pe care l-anticipați în zona de SMR din partea nuclearelectrică. Ați amintit mai devreme de cele 30% în ceea ce privește reabilitarea, modernizarea reactorului 1. Dar pe zona de SMR, la ce ne putem aștepta ca impact în industria românească? Bun, referitor la SMR, aici trebuie să ne uităm un pic, să discutăm, să pornim de la filozofia de construcție acestui tip de tehnologie. Tehnologia nu este nouă. Ce se abordează nou este modul de construcție acestor reactoare modulare. Modularitatea venind din tehnici de construcție avansată, care sunt majoritatea fabricate. Dacă ar fi să ne uităm la niște procentaje între centralele clasice și centralele de acest gen, această clasă tehnologică se bazează în principal în proporție covârșitoare, nu o să vă spun exact, dar dacă ne uitați la cifre, vorbim de posibil peste 75-80% elemente prefabricate. După cum s-au fabricate în serie, fabricate în serie. Motiv pentru care ținta noastră pentru a fi primii în Europa în această clasă tehnologică, aduc aminte că în momentul de față există un prim proiect început în statul Utah la UAMS, care este înainte, are deja un prim contract de EPC și e înaintea noastră. Dezideratul a fost ca să putem crea un hub de producție în România pentru această tehnologie. De ce este nevoie de un astfel de hub de producție? Dacă vă uitați la toate produsele industriale și la toate fabricile care au desfacere în plan global, fiecare are un centru de producție regional din motive de costuri, economicitate și așa mai departe. În momentul de față, noi ne uităm la o centrală care poate genera 193 de locuri de muncă, vreo 1500 de locuri de construcție pe perioada construcției, care o estimăm ca fiind mult mai scurtă decât o construcție de unei centrale clasice, și vreo 2300 de locuri de muncă în fabricat. Astea sunt locurile de muncă asigurate de o centrală. Probabil că la nivelul Europei Centrale și de Est, vom vorbi de 80-100 de astfel de centrale în această clasă tehnologică. Nu o să spun exact o tehnologie anume, dar vorbesc de clasă tehnologică ca SMR și principiul în sine. Cu cât reușim să stabilim un hub de producție mai mare în această zonă, și chiar primul pas pe care noi îl vom face în proiect, suntem pe punctul de a finaliza strategia de promovare a tehnologiei SMR. Avem niște discuții finale asupra aspectelor financiare și modul în care structurăm proiectul, dar în momentul în care el va fi gata, va fi promovat la AGA. Prima fază, ca toate fazele de proiect, este o fază de dezvoltare a proiectului ingineresc, dar avem și o
element de dezvoltare a lanțului de aprovizionare, a supply chain. Așadar, eu aici văd un potențial enorm de resuscitare a acelei, a industriei noastre orizontale, ce mai avem, care se pretează la aceste standarde, pentru a fabrica aceste componente pentru noi, odată, dar având first mover advantage, e clar că vom fabrica și în regiune. După cum bine știți, avem acele elemente și acele uzine care au fabricat pentru Cernavodă și au fost incluse în programul nuclear, dar totodată există potențialul, și asta am văzut în alte modele, în alte continente care se pregătesc pentru această tehnologie, atât fabricanții în domeniul petrochimiei, de componente în domeniul petrochimiei, rafinărie sau oil and gas, ambele industrii cu proces, pot deservi foarte bine o parte din aceste componente. Așadar, va fi un exercițiu foarte important pentru noi în următorul an de determinare a acestor parteneriate, de determinare a capabilităților existente în România, pentru a putea duce la bun sfârșit și a materializa obiectivul de a deveni un hub industrial de producție, modul în care a fost dezideratul pe care noi l-am și asumat. Mulțumim foarte mult pentru precizări. Nu numai și companie, dar vorbesc de acționarii noștri majoritari, și anume Guvernul României. Mulțumim pentru precizări și așteptăm cu mare interes acest prim plan de dezvoltare a industriei orizontale. Un ultim cuvânt, vă rog, de încheiere. Suntem pe cale să închidem ediția 8 a Energy Strategy Summit. Ce pot să vă spun? Că sunt foarte multe proiecte în domeniul nuclear, probabil cum au prezentat și colegii mei din celelalte domenii, având în vedere provocările care sunt în domeniul energetic. Ne uităm la o decadă de construcție și de muncă asivă, și asta e pentru că ne dorim energie rezilientă, curată, ieftină și implicit să construim un viitor durabil pentru generația de mâine. Și chiar dacă proiectele astea nu se fac peste noapte, vă asigur că absolut toată echipa de la Nuclearelectrica lucrează zi și noapte, și pe măsură ce aceste proiecte avansează, vom fi alături de dumneavoastră pentru a comunica pașii prin care evoluția acestor proiecte.